Celebrul lunetist canadian Wally, care luptă acum în Ucraina împotriva armatei lui Vladimir Putin, este teafăr și nevătămat. La o săptămână după ce rușii l-au declarat mort, anunțând că l-au ucis în regiunea Mariupol, tânărul spune că și-a îndeplinit prima misiune în regiunea Chievului fără nicio zgârietură. Din 15 martie, fostul lunetist al Forțelor Armate Canadiene a fost subiectul celor mai sinistre zvonuri. Presa chineză a fost cea care părea să fi dat vestea eliminării lui de către forțele speciale ruse. Zvonul a devenit apoi știre confirmată pe un cont de Instagram al Forțelor Speciale Rusești. Pe Twitter, un internaut a postat inclusiv fotograficul cu înmormântarea canadianului. Informația despre presupusa moarte a lui Wally a fost ulterior dezmințită pe pagina de Facebook a brigăzii Normande, unitatea de luptători străini, la care se alăturase inițial când a ajuns în Ucraina. A fost postat un mesaj care anunța că lunetistul este bine sănătos, însă nicio veste de la Wally. Până luni, când fostul lunetist din regimentul 22 regal a ajuns într-o locație sigură din Ucraina, după o săptămână de luptă împotriva rușilor pe linia frontului în regiunea Kiev. Când și-a pornit telefonul, canadianul a descoperit sute de mesaje urgente de la oameni convinși că a fost ucis în acțiune. Soția, tatăl, prietenii și alți cunoscuți încercau să afle dacă este încă în viață. Sunt în viață după cum puteți vedea, a spus Wally Marți într-un apel video. Wally a scăpat fără nicio zgârietură după prima misiune în regiunea Kiev. Acesta nu vrea să se întoarcă acasă pentru a-și putea continua misiunea.